Angajații administrațiilor financiare, ai trezoreriilor, cei din casele de pensii, din direcțiile de ocupare a forței de muncă și din casele de asigurări de sănătate din teritoriu au oprit lucrul astăzi în semn de solidaritate cu angajații de la Ministerul Finanțelor, care ieri au declanșat un protest spontan pe holul instituției. Oamenii sunt nemulțumiți de scăderea salariilor și neîncasarea stimulentelor pe ultimele două luni. Nemulțumiți de salariile mici, ajunși la capătul puterilor, oamenii își strigă disperarea. În semn de protest, angajații Ministerului Finanțelor au decis declanșarea unui protest spontan. Ieri, în jurul orei 12, angajații Ministerului au încetat lucrul și s-au strâns în holul instituției. În cursul serii de ieri, negocierile dintre reprezentanții salariaților și ministrul Gheorghe Alomițeanu au eșuat. Oamenii au rămas peste noapte în sediul Ministerului. În dimineața zilei de astăzi, liderul de sindicat, Vasile Marica, a precizat că aproximativ 350 de angajați ai Ministerului protestează încă în instituție și că nu se pune problema reluării activității în minister. Angajaților din minister li s-au alăturat în semn de solidaritate colegii din teritoriu. La Cluj, protestatarilor de la Direcția de Finanțe Cluj li s-au alăturat cei de la Garda Financiară, care s-au solidarizat cu mișcarea spontană a colegilor lor. Și la Deșighel, angajații Administrației Finanțelor Publice au declanșat greva spontană. Da, ne-am solidarizat cu colegii de la Ministerul Finanțelor și de la Direcțiile Generale ale Finanțelor Publice din toată țara. Greva de solidaritate am început-o la ora 8 în data de 14, astăzi 14 octombrie 2010. Nu știm cât va dura, pentru că revendicările care le solicităm încă nu sunt rezolvate. Care sunt concret? Revendicările sunt un salariu decent, sau până la stabilirea salariului decent, care am înțeles că legea se află la Parlament pentru aprobare, să se dea stimulentele care s-au dat până acum. Am vrea să ne dați un exemplu. Știu că aveți la dumneavoastră niște fluturași. Ce salariu are un angajat al Direcției Finanțelor Publice de aici de la Dej? Care are 19 ani vechime, are 586 de lei. Bă, nu știu ce să zic. Nu mi-am putut plăti banca, că am 9 milioane în bancă. Și uitați așa, e ce treabă. Și de unde să-mi cumpăr mâncare și bani și haine, pantofi? Sunteți dispus să vă asumați consecințele unei astfel de protest? Ei, nu am ce zic. Ne va tăia zoa. Altceva nu se poate face. Și cât e pe zi? 400 mii pe zi? Nu-i sumă, aia nu-i sumă. Ies la anul la pensie, referent, și am 633 de lei. Am luat salariul de 3 luni de zile încoace. La reducere. Da. Așa că să spună dânsii dacă pot să trăiască cu așa ceva. Să-ți plătesc rate și facturi și servicii și tot. Suntem solidari cu toată țara, cu Ministerul de Finanțe, cu ceilalți colegi în agenția ANAF. Protestele continuă, după cum știți, până la noi ordine. Și angajații casei locale de pensii Dej s-au solidarizat cu acțiunea de protest a colegilor lor. Personalul casei locale de pensii Dej este solidar cu personalul casei județene de pensii Cluj și susținem din toată inima greva spontană făcută la Cluj, deoarece avem salarii foarte mici, în jur de 400 și ceva de roni, putem dovedi treaba asta, dar din considerație pentru pensionari, din cauza faptului că astăzi au fost foarte mulți pensionari la ghișeu, nu am oprit lucru. Și județul Bistrița-Năsău se află pe harta protestelor. Peste 300 de angajați din aparatul propriu al Direcției Generale a Finanțelor Publice și a Administrației Fiscale din municipiul Bistrița și orașul Năsăud au decis să continue și astăzi protestul, început cu o zi înainte, informează Hot News. La fel și Maramureșul, funcționarii publici de la Casa de Pensii Maramureș, de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa de Asigurări de Sănătate și Direcția Generală a Finanțelor Publice Maramureș au protestat în fața instituțiilor, mulțumiți de salariile foarte mici, în semn de solidaritate cu colegii din țară. Prefectul județului Maramureș, Sandu Pocol, a precizat că astfel de proteste au loc și la filialele ale acestor instituții care funcționează în orașele Sighetu Marmației și Ulmeni, potrivit sursei citate. Peste 100 de angajați ai Direcției Generale a Finanțelor Publice Sălaj au declanșat în cursul zilei de ieri, începând cu ora 15, un protest spontan ieșind în fața instituției în semn de solidaritate cu colegilor din București. Protestul a continuat și astăzi, iar oamenii s-au declarat nemulțumiți de salariile mici pe care le au, 450 sau 600 de lei. Mulți dintre ei au ajuns la capătul puterilor și își doresc ca guvernul Boc să cadă, pentru că ori sunt orbi, ori nu interesează de suferința celor din jur. Deci, în semn de solidaritate, suntem cu colegii de la București și din toată țara. Ați văzut, salarii foarte mici, o să vă arătăm stimulente, 3-4 milioane, au datorii, au copii,
Nu se mai poate așa. Cât timp veți rămâne în grevă? Asta nu depinde de noi. E greva spontană, noi suntem lideri de sindicat, suntem alături de ei, dar nu știm. Acum e vorba că la 12:30 se întâlnesc lideri de sindicat cu ministrul să vedem ce va rezolva. Dacă nu, ei hotărăsc. Sinceră să fiu, nu mai cred nimic. Deci nu mai cred nimic. Nu știu, aș vrea să plec odată de la guvernare. Aș vrea să nu știu, ei pe ce lume trăiesc? Ei nu-și dau seama de realitatea pe care o trăiesc oamenii. Deci se moare de frig, se moare de foame. Nu se poate, este inuman, dar nu-și dau seama. Nu știu ce-i cu mintea lor. Noi... Nu știu, eu sincer nu mai sper nimic. Noi facem greva pentru că suntem disperați, dar nu mai sper nimic, eu nu mai sper. Pentru că oricum sunt cu moralul la pământ. Deci vă spun, acest guvern m-a distrus psihic. O să ajung la nebuni. În jurul orei 16, liderii sindicali au transmis astăzi protestatarilor că ministrul finanțelor a fost de acord cu cererile lor, convenind acordarea de stimulente pentru lunile august și septembrie. Lucru confirmat ulterior și de Alomițeanu, care a spus că deblocarea plății stimulentelor se va face prin analiza de către o comisie sindicate-minister, să vedem modul cum directorii au repartizat. Vrem ca cei care au muncit, cei care sunteți aici, să fiți răsplătiți. Sunt convins că marea majoritate ați muncit. Nu vreau ca directorii să fie beneficiari ai stimulentelor. Este problema de timp, colegii mei de la minister sunt pregătiți să demarăm această acțiune, informează Hot News.